Guvernul Cioracu speră ca măcar o parte din deficitul pe care îl înregistrează în România să fie acoperită de creșterea produsului intern brut, de creșterea economică pe care o preconizează acest guvern, să sperăm că o să se întâmple. Dar doar o parte. Restul. Există o altă parte și plus gaura de 20 de miliarde de euro care practic nu poate fi acoperită în concepția guvernului Ciolacu decât de către uh, populație pentru că economii mai multe guvernul nu își îngăduie să facă într-un an preelectoral. Și atunci, făcând un calcul uh, la rece, uh, oricât de cinic și de crud ar părea acest uh, calcul, un calcul necesar, rezultă că fiecare persoană cu mic, cu mare, deci inclusiv noi născuți și oameni în vârstă, ar trebui să cotizeze în acest an și anul viitor cu câte o mie de lei. Deci într-o formă sau alta, câte 1000 de lei de la fiecare persoană se poate fi extras și duși la bugetul statului. Asta înseamnă, vă rog să faceți un calcul, Uh, pentru o familie de patru persoane, un sacrificiu de 4.000 de lei.